Citim din Cartea Romani, capitolul 12, versetul 6, 7 și 8, pagina în Biblie 1106. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râmnă. Cine face milostenie, să facă cu bucurie. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Îmi exprim de asemenea și eu bucuria să fiu iarăși împreună cu voi. Am mai fost o singură dată, într-o seară, în 2012, în luna septembrie, și atunci am predicat despre venirea Domnului și despre silință. N-am știut că fratele Octavian în seara asta va predica tot despre silință. Eu iau asta ca o călăuzire a Domnului și spun că aveți nevoie de silință. Frații mei, aș vrea să vorbesc despre darurile Duhului Sfânt în seara asta. Aici e adunarea apostolică, da? Botezată de Domnul cu Duhul Sfânt. Amin? Amin. Dumneavoastră ați primit Duhul Sfânt? Amin. Ați experimentat botezul cu Duhul Sfânt? Amin. Aveți și darurile Duhului Sfânt? Sunt darurile Duhului Sfânt? Sunt frași și surori care vorbesc în alte limbi? Amin. Slavă Domnului! Sunt proroci? Amin. Sunt proroci, slavă Domnului! Deci nu mai întreb cine are darul prorociei. În seara asta mi-am propus să vorbesc despre un dar și despre ăsta vreau să întreb cine îl are. În versetul 8 spune așa: cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dintre voi are darul îmbărbătărilor? O da Duhul Sfânt darul îmbărbătărilor aici? Eu aveam pregătit altă predică, de acasă m-am gândit cam asta. Dar aici au spus Duhul Sfânt că sunteți desnădăjduiți și că vă lipsește bucuria. Și în adevăr, nu păreți ca niște oameni bucuroși. Acum, fratele Octavian, el n-a spus tot. El îmi povestea mie când mergea la Botoșani, se închideau fabricile, rămâneau oameni fără servici și el se gândea să se ruga pe drum: Doamne, dă-mi un cuvânt de bucurie. Și mergea și predica de bucurie și predica și nevasta îi spune acasă: bă, dacă ai fi văzut o oglindă să te vezi cum arătai tu când vorbeai de bucurie, apoi n-avea cum să se bucură nimeni. Eu mă uitam la dumneavoastră, m-am văzut așa un pic triști, cred că sunteți un pic obosiți, poate un pic supărați că am venit noi și cu ocazia asta a spus adunare, nu? Și m-am propus în seara asta să vorbesc despre darul bărbătărilor. Știți, în ultima vreme diavolul folosește niște arme foarte periculoase. Folosește desnădejdea, folosește frica, folosește depresia, cuvinte care nici nu știam când eram mic, ceea ce e depresie. Și acum să ne rugăm pentru un frate care are o depresie, în mod special pentru tineri. Foarte des copiii noștri sunt atacați cu depresie. Ei, și atunci îi nevoie în adunare de darul îmbărbătărilor. Dar ce este aceea îmbărbătare? Eu odată n-am predicat de aici la noi, dar odată am spus: fraților, eu ca și păstor în adunare, ca și slujitor, că suntem mai mulți, nu numai eu, așa m-aș bucura la urmă să vină cineva să mă îmbărbăteze. Și am întrebat în adunare: măi, oameni buni, voi când ați îmbărbătat pe cineva ultima dată? A îmbărbăta înseamnă a încuraja. Când ați îmbărbătat pe cineva ultima dată? Voi când ați îmbărbătat ultima dată? Azi a fost cineva? Astăzi ai îmbărbătat pe cineva tu? Bun, dar ieri? Și am întrebat eu: și cine e ăla pe care l-ai îmbărbătat? Niște întrebări care ne le punem, doar suntem în adunare. Și ce i-ai spus? Cum ai procedat că el a plecat plin de îmbărbătare? Și zic, mi-ar părea bine la urmă să vină cineva să mă îmbărbăteze. Și când s-a terminat adunarea, a venit un frate la mine și a spus: frate Dragoș, Domnul să te binecuvinteze, am venit să spun că ar mai fi timpul să stai pe acasă, că am umbli cam mult pe drumuri tu. Și am spus: măi, dar îmbărbătarea o să altă dată. Ei, dar ăsta o spus-o ca o glumă.
Dar a venit o soră, zice, frate, dă mâna cu mine, vreau să spun că eu de 15 ani am ceva cu dumitale. Am spus, dar de ce, măi? Odată ai spus la bărbatul meu că el își ia poveri care nu îi le pune singur. El era, avea darul ăsta a milostivirii. Și făcea strângeri de ajutoare și unde trebuie și unde nu trebuie. Nu făcea în legătură cu biserica. Mergea pe la frați pe acasă și frații mă sunau. Băi, frate Dragoș, ai trimis tu? N-am trimis pe nimeni, măi, oameni buni. Și i-a spus, măi, bărbatul tău își ia niște poveri că nu i-a pus nimeni. Frate, de 15 ani te port pe inimă și acum dacă ai spus să vin să spun, uite, eu spun, uite, te-am pe inimă. Și a spus, n-a rezolvat-o, dar îmbărbătarea zecundii. Și ea se gândește și îmi spune, poate aș mai avea ceva cu tine, dar nu-mi dă prin mintea mă. Măi, fraților, ceea ce e de fapt îmbărbătare? Că între voi spunea Duhul Sfânt și eu cred lucrările. Spunea Duhul Sfânt că vă învinuiți unul pe altul. Mai degrabă vă judecați unul pe altul. Mai degrabă vă, știu eu, acuzați unul pe altul. Dar eu vreau la urmă, când gătim aici, să veniți la mine careva așa, abia vă aștept. Să dați mâna cu mine, mă gândesc că n-am să predic mult, ca să meriți. Să dați mâna cu mine, să spuneți, Domnul să vă binecuvinteze. Și apoi să veniți cu frață, să dați mâna cu frață, să dați mâna unul cu altul și să ne îmbărbătăm. Dumnezeu să ne ajute, amin? Știți, motiv, noi avem o bază pe ce să ne îmbărbătăm. Gândiți-vă dumneavoastră ce s-a întâmplat în viața lui David. În cartea lui Samuel, capitolul 30, spune că țiglagul a fost ars. David s-a dus la o bătălie care nu era a lui, a fost trimis înapoi de filisteni și când au venit niște amaleciți, au cucerit țiglagul, cetatea unde era el. Cele două neveste și copiii luat robi, bunurile materiale au fost luate pradă de război, în armată era anarhie, ei deja vorbeau unul cu altul să-l ucidă pe David cu pietre, pierderea și durerea era așa de mare și David o plâns până nu a mai putut de plâns. O plâns până seara. Dar spune în versetul 6, în partea a doua versetului, că la un moment dat David s-a îmbărbătat pe Domnul Dumnezeu lui. Deci îmbărbătarea noastră are o logică, îmbărbătarea noastră are un suport. Noi nu ne îmbărbătăm pe lucruri imaginare. Dumnezeu e cu noi, El e Tatăl nostru, noi suntem copiii Lui, El ne-a dat făgăduință și noi ne îmbărbătăm bazați pe El. Amin? Și mă gândeam pe de altă parte, spunem Psalmul 64 cu versetul 5. Cei răi se îmbărbătează în răutatea lor. Spunea fratele Sorin că stricață lumii își cer drepturile și se adună, se telefonează, fac demonstrații, pun placarde și se îmbărbătează unul pe altul. Sportivii dintr-o echipă și când e o bătaie se îmbărbătează, băi, hai să câștigăm, se îmbărbătează. Numai pocăiță nu se îmbărbătează. Numai pocăiță suie mașină, așa cum fiecare cu mașina lui, câteodată nici nu vin tăți dintr-o familie în mașină. Bărbatul vine înainte, femeia în urmă. Bine că aveți mașini. Dar de ce nu-i părtășâie și de ce nu ne îmbărbătăm unii pe alții? Eu aș dori în seara asta să ne îmbărbătăm unii pe alții, da? Și când ieșim la urmă, așa să dăm mâna și să ne îmbărbătăm unii pe alții. Dar ca să îmbărbătăm pe alții, întâi trebuie să ne îmbărbătăm noi, pe noi. Că dacă eu sunt desnădăjduit și supărat și stresat și stare depresiv, pun capul în jos și mă duc, a vorbit unul acolo. Dar eu trebuie să fiu eu plin de îmbărbătare. Spunea omul Dumnezeu în Psalmul 23, paharul meu e plin, de dă peste el, apoi când eu sunt plin de curaj și de îmbărbătare, apoi dă peste el și la fratele de lângă mine. Deci trebuie să ne auto, dacă vreți, îmbărbătăm. Și vine cuvântul Domnului și spunea în Ezra, capitolul 10, versetul 4, nu mai citesc, fac economie de timp. Lucrul acesta te privește pe tine. Scoală-te și îmbărbătează-te. Dragii mei, noi avem lucru care ne privește pe noi. Fiecare are slujba lui, are bucățica lui în adunare. Și nu avem voie să ne amestecăm unii în slujba altora. Că se mai întâmplă și așa.
Un pic predici mai frumos, gata, vrei în comitet. Dacă ești proroc, vrei să te pui diacon. Dirijorul vrea prezbiter. Și să amestecă slujirile și nu-s bune. Fiecare să țină de slujba la care a fost chemat el. Ei, lucrul acesta te privește pe tine. Eu să mă îmbărbătez în dreptul meu și să capăt curaj în lucrarea și în slujba în care m-a pus Dumnezeu. Dumnezeu să mă ajute. Amin? O altă metodă spune Ioan, capitolul 3, versetul 10, partea a doua. Cel slab să zică... Amin. Cel slab să zică... Sunt tare. Adică o încurajare personală, domnule. Eu sunt slab, eu nu pot cânta, eu nu pot predica, eu nu pot lucra, eu sunt bolnav. Știți? Când spune acolo în Psalmul 34, eu am strigat către Domnul și El m-a izbăvit din toate temerile. E foarte important, Domnul, să ne scape de boală. Amin? Și tot important să ne scape și de teama de boală. Că unii nu sunt așa de bolnavi după cât se tem. Eu odată am povestit O soră la nevastă mea și i-a spus niște simptome. Uite, eu așa am avut, așa, așa. Și nevastă mea, dar exact așa am eu. Și până la urmă, ce boală ai avut? Uite că aveam glandă, spune ce e. M-a găsit că aveam glandă. Se duce sora, vine nevastă cu capul în jos, dragul să știi că eu am glandă. Dar de unde știi, măi, că am glandă? Uite, exact așa a avut e și glandă a avut. Dar sora ce care a venit la mine, nu a venit numai la mine. S-a dus la jumătate din sat, am un jumătate de adunare, avea glandă la noi. Și la câmpul lui Moldovenesc era un doctor specialist. Și sora aceea a organizat o mașină, o chemat mai multe surori să meargă la control. Și-o vine nevastă la mine, așa ca un miloagă, zice, mă lești miercuri să mă duc cu surorile la control. Unde? La câmpul lui. Dar de ce? Am glandă. Băi, stai, băi, acasă, că n-ai o glandă. Și, dar nu s-a dus mașina goală, că dacă nu mai e pe mine, o e pe alta. Și îmi spunea o soră, erau niște surori voinici, care se glandă mai voinici, o zic, băi, așa mă trage motorul pe munța de ea, s-a dus la câmpul lung, tăti cu glandă. Ei, dar eu n-am avut liniște acasă. La vreo lună de zile vine nevastea, este o doctoriță de la Iași venită la noi, îmi dai voie, du-te măi, hai până în oraș, du-te, Suceava e aproape. Și s-o duși, o venit după amiază, amărâtă, dar flămândă, obosită, dar bucuroasă, că n-am avut glandă. De ce ți-a spus de azi dimineață, măi? Știți ce e important, dragii mei? Să ne vindice Domnul de boală, dar să ne vindice și de teama de boală. Amin. Și Ioel 3:10 spune așa, cel slab să zică, sunt tare. Ăla pe care îl mai doare capul să spună, măi, nu mai doare capul. Ăla care are o neputință, nu mai am nimic, am eu trecut. Și așa ne îmbărbătăm și ne încurajăm singuri. Dumnezeu să ne ajute, amin? Amin. O altă metodă de îmbărbătare îi aducerea aminte. Aducerea aminte. O fost cineva dintre voi vindecat de Domnul? Amin. Este cineva? Amin. Uite cât a fost vindecat. Este careva între voi la care Dumnezeu i-a rezolvat o problemă grea? Amin. Este vă unul din voi care Dumnezeu v-a ascultat rugăciunea? Amin. Când ați fost năcăjit, v-a răspuns din cer? Nu, acum noi, în baza acelor amintiri, ne încurajăm și acum. Știți că a plecat David să bată cu Goliat și îl întreabă, mă, dă să-i voinic, îi vitează, uite mare, cum de te duci? Și el spune, auzi împărate, eu pășteam oile tatălui meu și când un urs sau un leu venea să ia o oaie, mă ridicam și o smulgeam. Și dacă se ridica împotriva mea, mă apucam și rupeam falca. Cel care a fost cu mine, când mă băteam cu ursul și cu leu, o să fie și azi când mă bat cu Goliat. În baza experiențelor trecute, el avea curaj să meargă înainte. Folosiți experiențele care le aveți cu Dumnezeu și încurajați-vă. Amin? Amin. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Că de fapt o parte din îmbărbătare ne aparține nouă. Și în Deuteronom și în numele acolo, odată Dumnezeu îi spune, în lui Iosua în capitolul 1, în Deuteronom capitolul 3, Moise îi spune lui Iosua, Iosua, tu îmbărbătează-te. Asta e problema ta, să te îmbărbătezi. Și după ce ne îmbărbătăm pe noi, începem să îmbărbătăm și pe alții. Doamne, ajută-mă la asta. La Suceava, în Rădăuță, a avut loc o catastrofă. A murit un soț și soție într-un accident undeva la Negrești, la Oaș. Și a fost frața, a privit acolo, fratele acela, Laurențu Purici, dacă ați auzit de el,
Era un frate cam dur, predica așa, cât o trăit el, unii îl lăudau, erau prieteni, unii îl contestau, nu prea îl puneau la predică, spunea că e un pic fanatic, dar oamenii acum erau morți amândoi. Și-o venit frate, frate Laurenț, un om al Dumnezeu, l-a folosit Dumnezeu, băi atâta l-a lăudat, 1, 2, 3, la urmă l-a pus la predică pe fratele Vasile Iacoban la Cajvana. Și-o spus fraților, hai să facem o înțelege. Tăți îl lăudăm pe Laurențu, cât el de, o fost el de pocăit, cât o trăit ne-a mai certat cu dânsul, l-a mai bagiocorit, acum îl lăudăm. Eu știți ce vă cer, spunea el, voi pe mine lăudați-mă începând de acum, ca să mai aud și eu câte o vorbă bună. Știu că la priveghi o să grăiți frumos de mine. Eu întreb, dar de ce toate vorbele bune să le păstrăm pentru o seară de priveghi? De ce când moare cineva, ce soră scumpă a fost, am o grăim de rău, o bărfim, nu dăm mâna cu dânsa, ne uităm pe sus prâncene și când moare ce soră scumpă, ce vas ales. Dar de ce să nu începem din seara asta să ne lăudăm? Vă propuneți asta? Ei, cred că o să termin predica mai repede când parcare o să aveți de lucru în seara asta. Toți să dați mâna unul cu altul și toți să vă îmbărbătați unul pe altul. Dumnezeu să ne ajute, amin? Vorbind de îmbărbătarea aceasta, eu am întrebat, dar care sunt metodele, oare cum ne-am putea noi îmbărbăta? Și prima metodă pe care o folosim și cea mai simplă, e prin vorbă. Spune cuvântul Domnului în Cartea Cronici, capitolul 12, că David era la început împărăție, dar în versetul 18 spune că unul Amasai, capitan de seamă, a fost apucat de Duhul, a venit lângă David în mijlocul fraților săi, a început să strige, Domnul este cu tine, Davide, Domnul este cu tine, fiul lui Isai, fii binecuvântat, pace ție, fiul lui David. Și tot s-a îmbărbătat din asta. Adică a venit un capitan mare, un viteaz, și a spus lui David, suntem cu tine, fiul lui Isai, pace ție, Domnul e cu tine. Și l-a îmbărbătat. Cine e conducător aici dumneavoastră de adunare? Mătaliești? Când ați dat mâna ultima dată cu el, spune, Domnul cu tine. Care? Care? Ieri. Domnul să te binecuvinteze. Știți că sunt duhuri care luptă numai cu căpetenile? Știți când a plecat Ahab cu Iosafat la război, a spus împăratul Asiriei, nu luptați nici cu mare, nici cu mic, numai cu împăratul. Și știți că împăratul în lupta aceea a fost rănit și a murit? Frații mei, sunt duhuri specializate care luptă cu căpeteniile poporului. Și dacă o căpetenie a poporului învinsă, adunarea este dărâmată și greu își revine. Ei, dar noi mergem la căpetenia asta pusă de Domnul, îi dăm mâna cu el, îl îmbărbătăm și îi spunem, Domnul e cu tine, viteazule. Și noi, adunarea de aici, nu vrem să te schimbăm. Nu facem iarăși alegeri anticipate. Nu vrea locul dumitale nimeni. Stai liniștit, Domnul e cu tine și noi suntem cu tine. Și dai mâna cu el. Amin? Uite, asta ar fi o metodă de îmbărbătare. V-ați propus? În timp ce predic eu vă gândiți la asta? Scrie cuvântul Domnului în Fapte, capitolul 15, că între neamuri erau probleme. E atunci s-au pocăit, unii spuneau una, să tai împrejur, alții să țină legea lui morță, alții tot felul de legi le aducea. S-au întâlnit frații la Ierusalim, au scris o scrisoare și s-au dus doi oameni în Antiohia și au citit-o. Ei, deci, au rămas buni de la biserică, s-au dus în Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Domnule, eu am îmbărbătat pentru o scrisoare, eu am îmbărbătat pentru o vorbă bună. Poți să îmbărbătezi în particular pe cineva, cum ai să faci tu în parcare, îndată, când ieșim de aici. Și poți să îmbărbătezi pe cineva în adunare, cum a făcut scrisoarea asta. S-au ridicat Barnaba și Saul și eu am îmbărbătat pe frați și toți au rămas îmbărbătați. Doamne, dă-ne vorbele astea bune. Vă mai spun însă un lucru. Îmbărbătarea este un dar al Duhului Sfânt. Are ea efect când o facem noi prin fire, dar mai mare rezultat are când o facem prin Duhul. Când cineva e năcăjit, odată îmi povestea fratele Octav, era o întâlnire cu păstorii și au venit fratele de pe aici, l-au luat după cap și spune, nu e așa, Octavian, că faci bine și ajungi rău, nu e așa, și îi spune toată problema lui. Și îmi spunea Octavian, băi, omul ăsta are descoperire, când pe cineva îl doare,
când are un secret, când are un necaz și nu știi cui să-l spui și plângi el și tu te duci și ai un cuvânt de cunoștință, o descoperire de la Domnul și dai mâna și spui, soră, lasă cu uite și îi spui exact ce-i trebuie. Asta e o descoperire prin Duhul Sfânt. Asta îmbărbătare îi dar al Duhului Sfânt. Să ne-l dea Domnul și nouă. Amin? Apoi o altă metodă de îmbărbătare am numit-o eu că este exemplu personal care îl dăm noi. M-am dus cu gândul la o catastrofă întâmplată pe mare. O corabie luată de vânt, purtată de Eurachilon într-o parte și alta, oamenii au dat catargul jos, pânzele jos, au încins corabia de rând așa cu frânghii, au aruncat grâu în apă, au aruncat corăbile și uneltele corăbii în apă. 14 zile n-au văzut nici soare, nici stele, corabia a fost purtată 2 săptămâni, 14 zile oamenii ăștia n-au luat o firmitură de pâine, 14 zile n-au închis ochii. Erau trântiți cu fața în jos în corabie, cu ochii roșii, nedormiți, bărboși, nespălați și tremurau de frică. Și spune cuvântul Domnului că după 14 zile, Pavel se ridică în picioare și spune, fraților, nu vă temeți. Un înger al cărui Dumnezeu îi slujesc, eu mi s-a arătat și a spus că nu o să fie nicio pierdere. Și vine Biblia și spune așa, 27 cu versetul, de aceea vă rog să mâncați, 34, căci lucrul acesta e pentru scăparea voastră și nu vi se va pierde niciun păr de cap. După aceea spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturora, a frânt-o și a început să mănânce. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei și au mâncat. E nevoie câteodată în adunare unul să dea exemplu. Când e vorba de rugăciune, când e vorba de milostenie, când e vorba de vestirea Evangheliei, când e vorba să te duci la un bolnav, unul să iei inițiativa, unul care e pus de Dumnezeu, unul care are darul îmbărbătărilor și toată adunarea când se uită la omul ăsta, deodată se îmbărbătează. Pentru că îmbărbătarea aceasta se face și prin exemplu personal. La noi predica odată un frate, a fost o ceartă în adunare și până la urmă a început serviciu și un frate a spus, dăm ca și text, Corinteni capitolul 13. Și a citit dragostea. Dar unul care s-a certat tare și cam negricios la față și cu o voce așa tare, dură, ieșea și predica despre dragoste. Fraților, dragostea nu se mânie, ați auzit? Dragostea nu se mânie! S-a strigat așa, băi, așa striga de tare, așa era de nervos, o trecut ani de zile. Și acum eram într-o seară la o masă cu mai mulți frați și unul venit din America, că stă în America. Că fraților, să vă predic eu despre dragoste. Nu se mânii dragostea, dragostea. Și face exact aceala. Măi, ăsta nu e exemplu bun. Când vrem să îmbărbătăm pe cineva, trebuie să dăm un exemplu, oamenii să se uite la noi și să fie îmbărbătați, amin? Apoi spune Pavel că eu am vrut să ajung la voi, la Roma. Că doream să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Sau mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru prin credința pe care o avem împreună și voi și eu, spunea Pavel. În credința asta pe care o avem, în lucrările credinței, avem o îmbărbătare. Dumnezeu să ne-o dea. Amin? Vreau să mă mai aduc în atenție o metodă de îmbărbătare. Și scrie în 2 Corinteni, în capitolul 9, citesc versetul 1 și 2. Este de prisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți. Cunosc în adevăr bunăvoința voastră, cu care mă laud cu privire la voi către macedonieni, și le spun că Ahaia este gata de acum un an. Și râvna voastră am bărbătat pe foarte mulți din ei. Îmbărbătare prin strângere de ajutoare, prin milostivire. Aveți darul ăsta? Eu mă bucur că mai sunt care iau. Nu n-am venit după bani, v-am spus așa cu 2 ani, n-așteptăm banii dumneavoastră, nici nu suntem trimiși de biserică ca să strângem bani pentru săraci. Eram odată, atunci când am fost întrebat, am spus într-o adunare, în Biblie scrie așa, nu împiedica o binefacere când cineva are nevoie de ea.
Deci mie nu-mi dați bani. Dar dacă îmi dați bani pentru săraci, să duc, avem destui, stau cu două mâini în fața amvonului și primesc fără rușine. Și în 54 ani de pocăință, n-am pe cugetul meu niciun leu sau niciun dolar că a fost de la sărac și l-am luat eu, că mă tem de Dumnezeu. Dar n-am venit pentru săraci. Însă când mai mergeam prin Europa, pe aici, pe acolo, venea, frate, poate știi un sărac, ia de aici. Și mă gândeam că a dispărut darul ăsta. Dar duminică am fost într-o biserică mare, o biserică bogată, emana așa opulență, emana bunăstarea, și din toată biserica aceea a venit cineva și m-a îmbărbătat. A venit o soră, a dat mâna cu mine și avea niște bani în palmă. De soră, ce cu ăștia? Am zis, ce cu ăștia? Păi niște, frate, eu știu cum e România, eu sunt mama 15 copii și știu cum e cu greu. Dar eu la mine n-am greu. A putea lumina Dumnezeu ce să faci. Și am luat ăia 20 de dolari și i-am spus, ăștia sunt pentru săraci din România. Ei, eu în parcare, după aia am mai tras cu ochiul. Mașini bune, toalete elegante, mirosuri de parfum, unghii lăcuite, astea costă toate bani. Dar unul de când o adunare așa de mare, a venit o femeie și mi-a dat mama 15 copii și mi-a dat 20 de dolari pentru săraci. Și am spus, măi, nu s-a pierdut darul ăsta cu tătă. Uite că în America mai este și metoda asta de îmbărbătare. Spune în Cartea Cronicilor că se făceau darurile pentru templu. Eu acum, după ce v-am predicat, chiar să nu-mi dați nimica. Că n-am nevoie. Dar poate vor veni alții după mine și poate vă exercitați darul îmbărbătărilor și așa. Și în Cartea Cronici, capitolul 29, a început strângerea pentru templu. Primul care s-a ridicat împăratul David, citiți vă rog acolo, și a spus, eu am dat aur, am dat argint, am dat tot ce avem eu și tot ce aveam strâns, am dat pentru casa Domnului și m-am dat pe mine și m-am dat cu mare bucurie. Și în partea a doua capitolul, toate căpeteniile au adus darul de bucurie. Băi, când au văzut că împăratul dă tot ce are, au venit și căpetenii, uite, dăm și noi. Și s-a strâns o mare avere acolo pentru templu. Că așa lucrează darul îmbărbătărilor. Odată mă cheamă un frate dragul, să vii până la Frasin. Eu 2 ani de zile am păstorit biserica din Humor, acum am ordinat un frate păstor acolo. Dar ce se întâmplă, măi? Avem o familie, un tată cu 3 copii, e cu depresie. Nu poate dormi, o slăbit foarte mult. L-am luat pe fratele Liviu, am luat alt frate, ne-am dus acolo și spun, măi, frate, mă, ce-i cu tine? O casă frumoasă, aranjată frumos, curată. El îmi spune, frate dragul, eu am fost în Italia și am lucrat, mi-am făcut casa asta, am venit aici și am început să lucrez în construcție, am căzut jos de pe o casă, m-am lovit la șina spinării și am stat 6 luni de zile în pat. Soția mea între timp a dat afară din servici, era în săptămâna înainte de 15 septembrie. Am 3 copii care i-am dat la socrul meu când n-am ce le da mâncare, iar de luni începe școala. Nu le-am luat niciun caiet, n-am bani să le cumpăr tenis, n-am bani să le cumpăr ghiozdan, stau în pat și dorm o oră pe noapte. Tot mă gândesc la copiii mei, nevastă mea era educatoare, o pierdut un post, o trimis-o acasă și eu încep să predic, eu știu să predic. Măi, frate, Domnul-i bun, măi. Măi, nu te teme, măi, Dumnezeu are tot pământul ăsta. Și Dumnezeu o hrănit pe evrei în pustie. Și tot dau de mână și îi spun nimic, el supăra de moarte. Măi, când am văzut că nu mai pot și n-am nici eu un succes, m-am făcut când mă duc până la baie, am băgat mâna în buzunar, aveam 2 milioane vechi. Îl întreb pe Liviu, băi, tu ai ceva bani la tine? Zic, am 1 milion. De lângoace. Îl întreb pe un frate presbiter din Humor care a venit cu moi. Băi, tu ai ceva bani la tine? Zic, am 1 milion. Îl întreb pe șoferul care ne-a dus, tu ai? Și am făcut 500 de lei. Și am spus, măi, uite, e așa cum ți-am spus eu. Dumnezeu e bogat, Dumnezeu îți poartă de grijă, Dumnezeu o să-ți dea ei pâine și ție. Acum ne grăbim că trebuie să plecăm. Uite, ia numele Domnului banii ăștia și noi o să mai trecem pe la tine. Așa s-a înseninat omul. S-a bucurat, frate, dar eu n-am venit să cer. Măi, omule, e banii ăștia și tagi din gură că-s de la Domnul. Am întrebat pe frații de la Humor, ce face familia aceea? Băi, îți vindecați, vin la adunare, n-au probleme. Toată predica mea așa ca nuca de perete. Că Domnul e bogat, dar eu nu băgam mâna în buzunar.
După aceea am venit la Bosanci, am făcut o strângere în produse, a venit fratele Ciocan Valeru, păstorul, am pus ceva în mașină, i-o dus să aibă de mâncare și îngrijim de el. Asta este o metodă de îmbărbătare. O practică careva dintre voi? Are cineva darul îmbărbătărilor dat de la Duhul Sfânt? Fratele Berariu de la Rădăuț, pe o zi ostenită, a venit acasă, s-a plecat pe genunchi, îi spune la nevastă să-mi pui ceva să mănânc, vreau să mă culc. Și când se ruga, Domnul îi spune, ridică-te, pune mâncare în bagajele tale și du-te în Rădăuț la familia cu tare, că sunt 9 copii care stau pe genunchi și n-au ce mânca. El de pe genunchi îi spune, Doamne, el vorbea cu Dumnezeu, noi nu prea vorbim cu Dumnezeu, că n-avem timp, deși ar trebui să o facem. Dar el spune, Doamne, dar acolo nu sunt vecini pocăiți. Și Duhul Sfânt îi spune, sunt, dar ei nu mă ascultă așa ca tine. Vorba asta l-a străpuns. Știa Duhul Sfânt că omul ăsta ascultă. O luat cu nevasta, o făcut 2 sacoșe cu mâncare, o luat, o pleca și îi spune nevastă, stai un pic aici. Rămâne nevasta la poartă, el se duce să uite pe geam. O femeie cu 9 copii erau pe genunchi, se rugau cu mâinile în sus. Tata lor era grav bolnav, internat la spital și n-avea ce mânca. Și el spune, vine măi nevastă, lucrarea a fost de la Domnul. Le-a dat mâncare și toată casa s-a îmbărbătat. Că ăsta e darul îmbărbătărilor. Știți cum funcționează darul îmbărbătărilor? Știți care e metoda de îmbărbătare? Prin vorbire. O altă metodă prin exemplu personal, o altă metodă prin dărnicie, îl îmbărbătăm pe ăla năcăjit. Cel puțin noi în sat, avem cam la 2 ani de zile facem o casă, în iarna asta o familie cu 10 copii, tatăl să nu cred că știe tabla mulțirii, deși muncește foarte mult. Fata mai mare, olimpică pe țară, locul 1 pe România și în următorul an locul 2 pe România la Olimpiadă. Și-au pus frață mână de la mână, milioane. Și le-au izolat casa și le-au făcut o baie și le-au mai făcut un dormitor. Și acum ăsta vine aproape în tătă ziua la mine. Băi, Sandule, ce mai faci? Frate, mi-au pus frață centrală, dar noi știam că am strâns bani. E, altfel e acum. Și copiii care dormeau, 10 copii așa, ia, acum i-au dat în 4 camere, le-au pus 4. Parcă vine să mai trăiești. Așa se vede o bucurie pe fața lor, se vede o bucurie la femeia asta care era așa de necăjută. Asta înseamnă îmbărbătare. Și mai este o metodă care vreau să o arăt în 1 Corinteni capitolul 14 versetul 31. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și să fie îmbărbătați. Îmbărbătarea care vine prin darurile Duhului Sfânt, prin descoperirile Duhului Sfânt. Când îți vorbește Duhul Sfânt prin prorocie și cazi cu fața la pământ, spui amin. Dumnezeu descoperă tainele, amin. Îmi povestea fratele Vorobesc de la Camica. Eu am fost la el, el a fost la noi. Și duminică înainte de a veni în America, nepotul lui, fratele Ion, păstorul de acolo, a venit la noi. Și îmi spunea că la o bătaie, plutonierul Gheața în Suceava l-a bătut bine pe fratele Vorobeț și la urmă i-a rupt mâinile. Și a mers omul ăsta cu mâinile rupte, îl hrănea nevasta, i-a pus în lopățele, în 2 șândriri, i le-a legat și l-a hrănit nevasta pe 2 săptămâni. Nu putea mânca. Și într-o seară se pleacă pe genunchi și spune, Doamne, dar eu pentru tine am luat bătaie, dar nu pot să mă vindeci. Și Dumnezeu în clipa aia l-a vindecat. O ridicat odată acelea jos mâinile sănătoase. S-a plecat cu nevasta și mulțumea Domnului, era ora 2 noaptea. El mi-a povestit mie și aude pe drum pași, aude pași pe drum, când colo vine, bate la ușă cineva, o soră din Camica, o zică, frate Ion, eu mă rugam pentru dumitale și mi-a spus Duhul Sfânt că te-a vindecat. Și n-am mai avut răbdare până dimineața, am venit să văd. Și el spune, uite soră, mâinile mele sunt vindecate de Domnul. Descoperirile Duhului Sfânt ne îmbărbătează. Când avem o problemă și nu o știe nimeni, și vine Duhul Sfânt și te învață, te mângâie, te zidește, asta e îmbărbătare. Să o dea Dumnezeu și nouă, amin? Și după ce am vorbit puțin de metodele acestea de îmbărbătare, închei. Și spun doar că îmbărbătarea aceasta are efecte binecuvântate. Scrie în Coloseni capitolul 2, versetul 2. Pentru ca să li se îmbărbăteze inima, să fie uniți în dragoste.
Știți care e rodul îmbărbătării? Rezultatul îmbărbătării care o să-l faceți voi îndată. Când eu dau mâna cu fratele, când tu dai mâna cu mine, rămânem uniți în dragoste. Că și așa diavolul vrea să vă dispartă, așa a spus Duhul Sfânt. Și așa aveți bănuieli, și așa aveți judecăți, și așa vă învinuiți unii pe alții. Dar când în seara asta lucrează darul îmbărbătărilor, când îl îmbrățișezi, îți spui, fii tare, măi soră, văd că ai un copil bolnav, Dumnezeu ți-l va vindeca, văd că ai probleme din servici, Dumnezeu va rezolva, eu mă rog pentru tine, postez pentru tine, stăruiesc pentru tine și biserica rămâne unită în dragoste. Doamne, ajută-ne în asta! De aceea, fiindcă nu mai puteam, 1 Tesalonicen 3, răbdam să cotim mai bine să fim lăsați singuri în Atena și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, pentru ca niciunul din voi să nu se clatine în aceste necazuri. Îmbărbătarea ne crește nu numai dragostea, dar îmbărbătarea ne crește și credința noastră. Și Dumnezeu să ne dea credință. Vedeți ce mare rol are îmbărbătarea asta? Rămânem uniți în dragoste, ne întărim în credință și necazuri, tot am avea. De mâine dimineață iar avem necazuri, dar noi rămânem statornici în necazuri. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și Psalmul 27, versetul 14. Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. 1 Corinteni 13:13 spune așa, acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Aceste trei virtuți sunt foarte importante să fie într-o biserică. Coloseni 2:2 spune că în urma bărbătării rămânem în dragoste, 1 Tesalonicen 3:2 spune în urma bărbătării rămânem în credință, iar Psalmul citit 27 spunem că rămânem în nădejde. Și credința, și nădejdea, și dragostea ne sunt date prin darul îmbărbătărilor. Eu mă rog Domnul să dea darul acesta aici și începeți. Știți, sunt daruri pe care adunarea trebuie să le descoperă. Sunt daruri pe care nu le poate descoperi adunarea, îs date direct de Dumnezeu. De exemplu, prorocia. Ne adunăm la rugăciune și întrebăm, mă, este un proroc între noi? Nu e niciun proroc. Dacă nu e niciun proroc, frate, încearcă-ți prorocești tu. Putem face așa? N-avem voi, nu? Darul prorociei nu se încearcă așa. Dar darul de învățător, de exemplu. Suntem la adunare și spunem, frate, cântăm o cântare, hai ieși și dă un îndemn. Și tu spui, dar nu pot, măi, hai să vedem. Asta se poate încerca. Eu odată am spus că nu pot predica. Mi-a spus la un frate bătrân, nu pot predica. Și el mă întreabă, dar de câte ori ai încercat? Apoi nu am încercat, dar hai să încercăm noi să vedem dacă pot sau nu predica. Ei, eu cred că darul bărbătorilor merge la început prin încercare. Acum când ieșim, terminăm adunarea, începem, încercăm să ne îmbărbătăm unul pe altul. Și uite așa ne descoperim darurile și biserica rămâne tare în dragoste, în nădejde și în credință. Amin? Amin.